Bună ziua, sunt Claudiu, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi voi prezenta 10 metode prin care vă puteți îmbunătăți rezultatele din grădină și, bineînțeles, avea parte de o grădină mai sănătoasă și, într-un final, recolte mai bogate. Menționez că eu practic un grădinărit bio. Prima dintre aceste metode ar fi ca la început sau la final de an să igienizați solul și, de asemenea, să-l îngrășați. Igienizarea se poate face cu var, îngrășarea se poate face cu compost, mraniță sau gunoi de graj. Vă recomand să le faceți în același timp. A doua metodă prin care noastră vă puteți îmbunătăți recoltele ar fi ca la momentul la care plantați în grădină să plantați pe brazde înălțate, pe vaduri înălțate. De ce? Acestea pot fi mărginite de scândură sau nu. De ce? Pentru că pe parcursul perioadei ploioase, primăvară-vară, plantele noastre să nu ajungă să boltească, să le putrezească rădăcinile și, de asemenea, pentru un mai bun drenaj al apei. A treia metodă pentru a vă putea îmbunătăți grădina ar fi diversificarea răsadurilor și a grădinii dumneavoastră. De ce vă spun acest lucru? Pentru că, cu siguranță, dacă cu un răsad veți da greș, nu puteți să dați greș cu toate. Și unde veți avea parte de supărare, într-o altă zonă veți avea parte de bucurie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că o plantă poate, dacă se va îmbolnăvi și o veți pierde, o altă plantă va crește și vă va da rod. Și asta cumva vă va ajuta să vă mențineți un moral cât de cât stabil și să nu renunțați la ideea de grădinărit. Am trecut prin asta, știu despre ce vorbesc și tocmai de aceea vă spun că o diversificare a grădinii dumneavoastră vă ajută foarte mult. A patra metodă prin care puteți să vă îmbunătățiți grădina este să înțelegeți că plantele se împart în două categorii. Plante care sunt sensibile la umezeală, plante care nu sunt sensibile la umezeală. De aceea vă recomand ca plantele care sunt sensibile la umezeală să le plantăm într-o zonă unde putem cu oarecum să controlăm această umezeală. Și aici mă refer la spații acoperite solarii și plantele care nu sunt sensibile la umezeală, bineînțeles, afară. De asemenea, pentru îmbunătățirea a recoltelor și a cantității recoltelor dumneavoastră, de fapt, vă recomand să folosiți două culturi într-un an. Spre exemplu, dacă veți începe cu o cultură de salată în primăvară pe un vad, puteți, după ce ați terminat cu această salată, să puneți, spre exemplu, roșii sau să puneți ardei sau vinete sau castraveți. Iar pe altă vadă, dacă, spre exemplu, ați pus cartofi, puteți să puneți varză, brocoli, conopidă, gulii. Sau, dacă ați avut usturoi, ceapă, praz, etc., bineînțeles, puteți să puneți cartofi, spre exemplu, dacă ați scos la momentul iunie usturoiul și este plantat de anul trecut și la momentul iunie l-a scos, puteți să veniți cu cartofi pentru că vor avea timp ca până în toamnă să aceștia să se facă și să beneficiază în a doua recoltă pe același vad. A șasea metodă prin care vă puteți îmbunătăți grădinăritul ar fi ca în permanență să aveți un număr de rezerve, de răsaduri de rezervă. Adică, cel mai bine pe parcursul anului, chiar după ce considerați că totul este ok, să continuați să plantați, nu foarte multe, dar câteva semințe într-un loc sau într-o alveolă sau unde considerați dumneavoastră de cuvință și să le păstrați pentru rezerve. De ce? Pentru că poate să apară în grăinăritul bio, să știți foarte bine acest lucru, pot apărea boli care să vă afecteze cultura foarte repede și, bineînțeles, să pierdeți plantele. Și de aceea, ca solul, să puteți să-l folosiți în continuare, în momentul în care realizați că planta este pierdută, să aveți ce să puneți în locul ei. Spre exemplu, nu știu, dacă ați avut roșie și ați realizat că roșia este pierdută, puteți să puneți oricând o fasole sau un răsad de varză sau o cultură care nu a avut legătură cu planta respectivă și care nu se încadrează în aceeași categorie. A șaptea ar fi ca în permanență să, mai ales pentru plantele verzoase, dacă vreți să aveți parte de bucurie și acolo și de recolte bogate, vă recomand să folosiți plasa. Fără plasă, să știți că nu veți avea parte de varză, garantat. Mai ales evident, vorbesc de grăinăritul bio. Folosiți plasa cu încredere pentru ca fluturii să nu poată să ajungă la varza dumneavoastră, la brocoliul dumneavoastră, la conopida dumneavoastră, bineînțeles, până și pe gulii se pot așeza și se pot mulți.
Și folosind această plasă, mufluturii nu vor ajunge și, bineînțeles, nu vă vor afecta varza. Vârzoasele, mă refer, plantele vârzoase. Următoarea regulă ar fi să ține sub control populația de melci. Cel mai important lucru pe care l-am învățat anul acesta a fost că trebuie să țin sub control populația de melci. Asta o pot ține și o pot afla doar ieșind noaptea cu o lanternă și uitându-mă pe legumele mele ca să văd dacă aceștia există și dacă atacul lor este unul agresiv sau unul moderat. Dacă este unul moderat, încercați și reduceți-l. Dacă este unul agresiv, încercați pe cât puteți să-l combateți toate mijloacele bio pe care le aveți la dispoziție. Am enumerat în filmările mele mai multe și reduceți acest atac al melcilor pentru că altfel nu veți avea parte de nicio recoltă. O altă metodă prin care vă puteți îmbunătăți grăinălitul, trebuie să înțelegem că udatul trebuie să facă doar dimineața. Și de asemenea, udatul trebuie să facă moderat, nu trebuie să facă excesiv, pentru că umiditatea excesivă poate duce la îmbolnăvirea și chiar pierderea plantelor dumneavoastră. O altă metodă prin care vă puteți îmbunătăți grădinăritul ar fi să căutați ca în grădina noastră să vă păstrați o zonă în permanență pentru experimente. Experimente de orice fel. Încercați, cum vă povesteam, cum să mulciți cu anumite plante, vedeți ce se întâmplă, cu anumite, pardon, tipuri de mulci organic, de gazon tăiat, spre exemplu, sau de paie, sau de fân. Vedeți cum se prezintă plantele noastre. De asemenea, încercați să vedeți ce plante ar crește acolo sau. Na, în fine, ați înțeles ideea cu experimentul și ultima metodă pe care aș vrea să vă menționez în acest videoclip ar fi să folosiți mulcirea doar pe perioadele secetoase. Aici mă refer la lunile iulie, august și început de septembrie. De ce? Pentru că astfel, știți foarte bine avantajele mulcirii, dar nu veți risca să aduceți un risc de îmbolnăvire a plantelor dumneavoastră și, de asemenea, un risc de creștere a populației de dăunători, melci, furnici și alte vietăți care pot dăuna grădinii și recoltelor noastre. Cam acestea ar fi metodele pe care vi le-aș recomanda eu pentru îmbunătățirea grădinii noastre. Bineînțeles, pot să existe mult mai multe, dar acestea sunt cele pe care le-am observat și înțeles eu ca fiind cele mai utile pentru îmbunătățirea grădinii, sănătății grădinii și recoltelor. Acestea fiind zise, vă doresc o zi frumoasă și, bineînțeles, ca întotdeauna, recolte bogate!